sociale în România, anume High Five, Twitter, Facebook și LinkedIn. Ok. Pe scurt despre ce vom vorbi astăzi, despre o scurtă prezentare a rețelelor sociale și evoluția lor worldwide și în România, despre fiecare dintre cele patru rețele amintite, cifre la nivel internațional, prezența lor în România și cum ne putem promova prin intermediul acestor rețele. Voi începe cu un film pe care probabil l-o poate dintre dumneavoastră l-ați văzut, foarte interesant, despre evoluția acestor rețele sociale. Ce scurte se pare că din PowerPoint nu se pot vedea direct filmele pe proiector. În final, voi încerca la final prezentării să le iau filmul. Principalele amănunte care apăreau în acest film este că 96% dintre tinerii din Statele Unite sunt pe rețele sociale, dintre tinerii cu vârste cuprinse între 30 și 25 de ani, că social media a depășit în 2008 pornografia ca fiind cea mai utilizată activitate online și modul în care fiecare dintre mediile prezente au depășit 50 de milioane de utilizatori. Pentru radio a fost nevoie de 38 de ani ca să ajungă la 50 de milioane de utilizatori, pentru internet de 4 ani, iar Facebook a atins în 5 luni 50 de milioane de utilizatori și în 8 luni 100 de milioane de utilizatori. Iar ca întindere, ca număr de membri, Facebook ar putea fi a patra țară din lume, Statele Unite. Și dacă tot vorbim de Facebook, câteva informații. A fost inventat în 2003 la Harvard. Se pare că inventatorul său l-a realizat după ce a fost părăsit de prietena lui, tocmai pentru a reintra în legătură cu aceasta. În 2007, Microsoft, după mai multe discuții, a cumpărat 1,7% din Facebook pentru o sumă de 240 de milioane de dolari. Iar în prezent, în majoritatea țărilor, Microsoft livrează exclusiv publicitate prin banere pe Facebook. Există anumite țări în care mai nou Facebook livrează publicitate prin ad serverul propriu. În 2009, o firmă interesantă din Rusia cumpără 2% din Facebook pentru 200 de milioane de dolari, astfel încât cotația Facebook ajunge la câteva miliarde bune, fiind dintre cele mai bine cotate companii online din piață.
În momentul de față, Facebook are peste 350 de milioane de utilizatori activi, iar jumătate dintre aceștia intră în fiecare zi pe site. Ca să vedem o dimensiune a acestei activității pe site, 2,5 miliarde de poze sunt încărcate în fiecare lună și se preconizează că într-un timp relativ scurt Facebook va atinge ca număr de filme încărcate YouTube. Ceea ce e wow. În ceea ce privește paginile cu cei mai mulți utilizatori și aplicațiile cele mai folosite, pagina de prezentare a lui Michael Jackson are peste 10 milioane de fani, urmată de pagina Facebook, de prezentări pentru Nutella, pentru Pringles și, în general, filmele top 20 sunt formații de muzică și artiști, care au peste 1 milion de fani. Aplicațiile cu cei mai mulți utilizatori numără în top 10 peste 10 milioane de utilizatori fiecare. Cea mai populară este Farmville, probabil că ați auzit cu toții, vă enervează când apare dedicată la status că și-a mai actualizat cineva, mai cumpărat o grină. Are 75 de milioane de utilizatori, urmat de Cafe World cu 30 de milioane și pe locul 4 este acel calendar care vă generează automat pozele și vi le pune în profil, ați mai fost tăguiți de un utilizator, cu 28 de milioane. Haideți să vedem cum stăm în România. În România, în momentul de față, Facebook are 2 milioane de vizitatori lunari, o cifră impresionantă. Timpul mediu de stat pe site este de 20 de minute, fiind unul dintre cele mai bine cotate site-uri în această privință. Are 500.000 de utilizatori, însă aici nu cifra este importantă, ci mai mult procentul care a crescut această cifră față de anul precedent, de decembrie 2008. Cifrele respective sunt pentru decembrie 2009. Deci dacă în decembrie 2008 aveam 50.000 de utilizatori, a crescut de 10 ori această valoare la sfârșitul lunii precedente. Împărțirea pe vârste. Site-ul este preponderent utilizat de cei cu vârste cuprinse între 19 și 40 de ani, reunind 400.000 de utilizatori. Regăsim și tineri sub 18 ani, 50.000, dar și persoane de peste 40 de ani, care sunt pe la numărul de 41.000 de utilizatori. În ceea ce privește segmentarea pe sexe, 270.000 de utilizatori sunt femei, și cu 40.000 de utilizatori mai puțini bărbați. 300.000 dintre aceștia și-au setat în profil că sunt cunoscători ai limbii engleze. Revin cu cele mai importante informații. 500.000 de utilizatori și 20 de minute timpul mediu de stat pe site. Deci este un canal în prezent foarte bun și într-o continuă evoluție în ceea ce privește promovarea diverselor companii. În ceea ce privește evoluția traficului, observăm că dacă în ianuarie 2009 se situa destul de slab, sub 30.000 de utilizatori, acesta se află într-o continuă evoluție, a atins un vârf al vizitelor prin septembrie-octombrie 2009, iar numărul de utilizatori este în continuă creștere. Ca o paranteză, în decembrie 2009, în perioada Crăciunului, Facebook a avut mai mulți vizitatori în Statele Unite decât Google. Cum ne putem promova și care sunt aturile și punctele slabe ale acestui canal de acestei rețele sociale? În primul rând, faptul că, spre deosebire de alte rețele sociale foarte populare în România, în speță High Five, este un mediu safe de promovare. Pe Facebook veți găsi mai puțin poze ciudate, veți găsi mai puțin limbaj obscen decât pe High Five. Ca puncte forte, există modalități multiple de promovare, de la bannere la textaduri, la crearea de pagini, dezvoltarea de aplicații, iar pozele și textele, după cum menționam, sunt moderate. Riscul de a alătura imaginea brandului pe care îl promovați cu ceva ce nu vă doriți, cu pornografie, cu vulgarități, este minim. În ceea ce privește targetarea pe bannere și textaduri, aceasta are multiple opțiuni, de la targetare pe vârstă, la targetare pe sex, la targetare pe
profesie sau pe, mai nou, pe grupurile din care acea persoană face parte. Ca puncte slabe, ar fi maxim un punct slab în momentul de față, anume faptul că, cel puțin în prezent, numărul de utilizatori este ceva mai mic decât Hi5, dar este în continuă creștere, pe când Hi5 se află pe o pantă descendentă în ceea ce privește evoluția numărului de utilizatori. Cum ne putem promova prin intermediul Facebook? Avem la dispoziție atât modalități de promovare gratuite, cât și modalități cu plată, desigur. Printre cele gratuite amintesc prezentarea brandului, pur și simplu pe Facebook. Citeam de curând o prezentare în care se amintea că în prezent o pagină pe Facebook este mai importantă decât un site al unei companii în ceea ce privește numărul de utilizatori care are acces la el. Practic este o comunitate în cadrul căreia voi vă creați o prezentare și aveți deja acolo grupul care poate afla informații despre voi. Prin intermediul Facebook Pages, dar și grupurilor Facebook, aveți acces la un grup foarte mare de utilizatori care pot deveni fani sau se pot alătura grupului vostru. Puteți profita de aplicațiile care sunt deja prezente pe Facebook, cum ar fi sondajele, vă puteți crea propriile sondaje. Acestea pot fi tematice și pot aduce un plus de valoare imaginii brandului dumneavoastră. Totodată este foarte important ca odată ce v-ați creat pagina de prezentare sau grupul să interacționați cu utilizatorii, cu fanii respectiv cei care au aderat la grupul vostru și să schimbați mesaje cu aceștia. Acestea ar fi principalele modalități de promovare gratuite, desigur sunt și altele. IKEA a folosit de curând, a dezvoltat o campanie foarte interesantă prin care s-a lansat un nou magazin, iar șeful de magazin a pus poze cu mobila, cu câteva obiecte de mobilă și s-a creat un concurs prin care cei care își trebuiau poze cu fiecare dintre obiectele respective de mobilă puteau să câștige respectivele premii și a avut un baz foarte mare. Imaginați-vă că toți cei care își trebuiau pozele, i-a publicat în cadrul profilului lor faptul că sunt prezenți în grupul IKEA. În ceea ce privește modalitățile de promovare cu plată, principalele două modalități sunt campaniile de banner. După cum vă spuneam, acestea sunt rulate prin serverul Microsoft. Există și în România două companii care vă permit, vă intermediază cumpărarea de banner. Și campanii de textaduri, care sunt mult mai la îndemână, atât la nivel de buget, cât și la nivel de configurare a unei astfel de campanii. Voi avea la sfârșitul prezentării și un studiu de caz referitor la campaniile de textaduri pe Facebook. Puteți accesa aplicația pentru a configura și a rula o campanie de text la adresa facebook.com/ads. O altă modalitate de promovare cu plată ar fi realizarea de aplicații. Coca-Cola, Samsung sau LG folosesc pe plan internațional aplicații de succes dezvoltate, desigur, de companii specializate. Aminteam de textul pe Facebook. O opțiune este de a vă promova nu un site prin intermediul acestor textaduri, ci chiar pagina grupului sau grupul pe care l-ați creat pe Facebook, mărind astfel numărul de fani pe pagina respectivă. Trecem la Hi5, unde sunt mai puține de spus, deși este o rețea mai mare. Este fondat în 2003 în India. Este a treia mare rețea socială din lume și prima rețea socială din România ca număr de utilizatori și ca număr de vizitatori lunar, ca număr de vizitatori monitorizați de sati, reunește jumătate din totalul site-urilor monitorizate. Practic 50% dintre site-urile care sunt monitorizate de sati sunt vizitatorii ai Hi5. La nivel worldwide, 50 de milioane de vizitatori lunar, mai subțire decât Facebook, și 80 de milioane de utilizatori, iar România este un element de bază în politica indianului de la Hi5. După cum menționa într-o conferință organizată de Arbor Interactive,
deși nu își dorește să organizeze, să deschidă un sediu în România, este în planul lui una dintre principalele țări. Este evident de ce, fiind primul site și aducând probabil o mare parte dintre venituri. În România, după cum aminteam, este cea mai populară rețea în prezent. Numără 4,5 milioane de vizitatori unici, asta în decembrie 2009. Iar la nivel de afișări, deja suma este astronomică, se situează pe la 2 miliarde pe lună. 2,6 milioane de conturi active, cifra este de fiind septembrie-octombrie 2009. Vârsta preponderentă a celor care folosesc Hi5 este de cuprinsă între 15 și 24 de ani. Ca segmentare, cei sub 18 ani sunt în procent de 35%, cei între 18 și 25, 46%, iar peste 25 de ani, doar 19% dintre utilizatori. 25% dintre utilizatorii din România intră pe Hi5 doar pentru a se juca. Ca tendințe ale numărului de vizitatori, observăm că dacă în 2009 se apropia de 800.000, încet, încet pantea este descendentă și continuă și după octombrie 2009. Ca elemente pozitive și elemente de negative, ceea ce privește promovarea în cadrul acestei rețele, după cum aminteam, are un număr foarte mare de utilizatori, deci dacă doriți să realizați campanii de masă, Hi5 este un mediu propice pentru asta. Mai mult, costurile unei astfel de campanii nu sunt mari și vă oferă posibilitatea de a rula campanii atât cost la mii de afișări, atât cu costul la mii de afișări, cât și cu cost per click sau chiar cost per acțiune realizate de utilizatori. Posibilitățile de targetare sunt multiple, iar rețeaua are cei mai mulți utilizatorii români înregistrați. Însă, un mare minus în ceea ce privește Hi5, pe care l-am întâlnit, am întâlnit reticență la mulți advertiseri în al folosi, este faptul că este foarte probabil să-și asocieze imaginea cu pornografie sau imagini oarecum nerelevante pentru brandurile respectiv sau cu texte obscene. De asta mulți dintre advertiserii mari din România, de la Vodafone, Orange, LG, refuză să organizeze campanii de promovare pe Hi5. Ca modalități de promovare ar fi campaniile de BNR. Aminteam, sunt multiple posibilități de organiza astfel de campanii, de la plata la mii de afișări, la cost pe click sau cost pe action. Prin Arbo Interactiv se pot organiza aceste campanii. Tot prin Arbo Interactiv, branding, takeover de homepage, profil customizat, reclamă în cadrul jocurilor, reclamă în cadrul în actualizările de profil sau concursuri organizate pe pagina de profil pe care o realizați pentru brandul respectiv. Concursurile, desigur, și pagina de prezentare sunt elementele gratuite pe care vă puteți promova pe Hi5. Detalii și un media plan despre Hi5 regăsiți pe hi5networks.com. Twitter este interesant, deși în România este foarte mic prezent. Este interesant pentru că la nivel global este într-o continuă expansiune. A fost fondat în 2006. Primul tweet este Just Setting Up My Twitter, scris evident de fondatorul său. A fost utilizat de-a lungul timpului, în ultimii 3 ani, în o mulțime de medii, de la campanii electorale. Vă amintiți probabil că Obama avea, în momentul în care candidată, la 1 milion de followers. În momentul de față a ajuns la 3 milioane. În educație există universități. Universitatea din Hong Kong folosește Twitter pentru ca studenții săi să devină mai buni în ceea ce privește învățarea limbii engleze. Sau Universitatea din Statele Unite folosește Twitter pentru feedback în ceea ce privește examenele. Studenții pot trimite feedback profesorilor prin intermediul Twitter. Crucea Roșie a folosit Facebook pentru urgențe de grad 0, pentru inundații, pentru niște incendii în Statele Unite, a fost de asemenea folosit Twitter. Vă amintiți
probabil de protestele care au fost vulate, care au fost prezente pe Twitter în ceea ce privește alegerile prezidențiale din Iran. Acesta este și un motiv care a dus la banarea acestui site în Iran, dar și în mai multe țări arabe. Evident, în scopuri soționorice și, în primul rând, probabil, în personal și în corporate branding, în comunicarea cu ceilalți utilizatori. Ca statistici, la nivel worldwide, o companie din Statele Unite a realizat, a studiat 2000 de tweet-uri, asta se întâmpla prin august 2009, și a ajuns la concluzia că 40% dintre acestea sunt mesaje inutile. Însă, pe lângă aceste 40%, 20% erau știri destul de importante, iar 10% comunicarea anumitor branduri cu utilizatorii. 30.000 de mesaje sunt scrise pe minut, iar ca segmentare demografică, repet, la nivel internațional, în prezent în România, nu este prezent o asemenea statistică. Sub 17 ani sunt 12% dintre utilizatori, între 18 și 34 de ani 44%, 35-49% 28%, iar peste 50 de ani 18%. Printre utilizatori, cei mai populari sunt vedetele de SEO, care au, sunt câteva vedete care au peste 4 milioane de followers. Eu am un studiu, o comparație recentă, că dacă am aduna contul la vreo 10 vedete, ar însemna populația 5 țări medii din Europa. Ca o paranteză, în ceea ce privește monetizarea pe Twitter, recent s-a aflat, sau se speculează, faptul că o vedetă primește 10.000 de euro pentru promovarea brandurilor pentru un singur tweet. Ceea ce e o sumă frumoasă. Tot la nivel internațional, niște statistici, în august 2009, 8% dintre advertiseri credeau că, doar 8% dintre advertiseri credeau că Twitter este un instrument eficient de promovare. Între timp, procentul acestora a crescut, la fel și procentul brandurilor prezente pe Twitter. Printre aceste branduri se numără Dell, Starbucks, CNN, practic toate brandurile importante sunt prezente în cadrul acestei rețele de microblogging. Regăsiți în cadrul prezentării câteva studii importante, în cazul că vreți să le studiați acasă, referitoare la un studiu recent din decembrie 2009, referitor la utilizarea Twitter în Statele Unite, un studiu Harvard de prin august 2009 și un top al brandurilor prezente pe Twitter. În România, situația, numărul de utilizatori și activitatea pe Twitter poziționează această rețea cam pe locul 5. Este, se situează chiar după Neogen, ca număr de utilizatori, de vizitatori, ca număr de utilizatori este mult mai mic. 800.000 de vizitatori, valorile respective sunt orientative. 22.000 de conturi potrivit Zelis, însă dintre aceste 22.000, mai puțin de 5.000 de utilizatori au scris cel puțin un mesaj în ultima săptămână. Ca număr de followers, tot potrivit aceluiași site, mai mult de 10 followers au 15.000 de utilizatori, 100 de followers, 4.300, iar numărul celor care au peste 1000 de followers este destul de mic, pe la 150 de persoane. În România sunt destule branduri prezente pe Twitter, cu numărul de followers cuprins între 100, 150 și 1000 chiar, 1500. Dintre acestea, BMW, Intact Advertising, Intact Interactiv, LG, bănci ca Libra Bank sau ING, Vodafone, Orange, Petrom, Rompetrol, și altele. Ca evoluție, observăm că este rețeaua din România, este rețeaua cu cea mai bună evoluție, cea mai bună decât Facebook. Dacă în ianuarie 2009 practic era oarecum necunoscută, acum a ajuns la peste 60.000 de vizitatori. Cifra este din octombrie 2009. Elemente pozitive și elemente negative pentru promovarea în cadrul acestei rețele sociale. Dacă în cadrul High Five regăseam o masă extrem de largă de persoane, pe Twitter
Această masă este, este destul de restrânsă. Regăsim în special studenți și persoane din mediul IT, din publicitate sau din jurnalism. Puntele forte constau în posibilitatea transmiterii și retransmiterii unui mesaj într-un timp foarte scurt și la fel primirea de feedback în câteva minute. Ca puncte slabe, în prezent, numărul relativ restrâns de utilizatori și faptul că la nivel global nu există foarte multe modalități de promovare în cadrul Twitter. Există aplicații care folosesc Twitter și care lucrează hashtag-urile, mesajele scrise, dar în cadrul Twitter modalitățile de promovare sunt aproape zero. Abia recent, cei vădatorii au început să facă angajări pentru a monetiza acest serviciu. Ce modalități de promovare avem la disponibile în România? Evident, conturi în modalitate gratuită prezintă conturile corporate, în cadrul căreia nu este suficient doar să creați un cont și să dați follow la cât mai multe persoane, după cum o să vedeți în prezentarea lui Olivian. Este util să dați follow doar după ce aveți minim 10 mesaje scrise, altfel nu o să vă ia nimeni în seamă. Este foarte important să interacționați cu ceilalți utilizatori, să anunțați informații în premieră, pentru ca contul vostru de Twitter să aibă un fundament solid și să organizați concursuri. Organizarea de concursuri duce la o creștere a numărului de follow sunt în timp foarte scurt și la o creștere destul de mare. Un exemplu îl reprezintă contul LG News, în cadrul cărei au fost organizate mai multe concursuri care au dus la triplarea numărului de followers în mai puțin de 2 luni. Modalități de promovare cu plată îl prezintă, desigur, după cum aminteam, titlurile, mesajele plătite din partea unor utilizatori populari. În România, utilizatori populari foarte mulți nu sunt, majoritatea au, celor care scriu doar în română au cam până la 2000 de followers, iar ca utilizatori români, cel mai mult, cred că există un utilizator care are vreo 10.000 de followers, dar scrie mai mult în engleză. Evident, retweet-uri ale propriilor, ale retweet-uri realizate de utilizatorii populari ale mesajelor pe care le scrieți și background personalizat. Background-ul personalizat are mai mult efect, ajută la imagine, dar ca rezultate, acestea probabil sunt de cele mai multe ori minime. Aplicații externe sunt destul de utilizate în ceea ce privește Twitter. Spre exemplu, cu ocazia sărbătorilor de... cu ocazia Crăciunului, au fost vreo trei mari agenții din Anglia care, aproape în același timp, au dezvoltat site-uri care preluau toate tweet-urile cu tagul Christmas și le afișau pe în cadrul acestui site. Desigur, design diferit, dar ideea era mare aceeași. Ultima rețea socială despre care vom vorbi astăzi este rețea dedicată, este cam singura rețea socială de business din România, sau cea mai populară, nu singura. LinkedIn permite atât, fondat în 2003, în Statele Unite, în mod în prezent aveți la dispoziție atât conturi gratuite, cât și conturi cu plată, pentru a avea acces la o gamă mai mare de opțiuni. La nivel worldwide, 55 de milioane de utilizatori, 200 de țări, 170 de industrii. În România, în prezent, sunt 520.000 de utilizatori, de vizitatori lunar. În luna aceasta, 182.000 de conturi, până în ianuarie 2010, 182.000 de conturi înregistrate, o creștere de aproximativ 50.000 de conturi față de august 2009. Dintre aceștia, repet, iau valorile sunt orientative, 10.000 de utilizatori sunt din domeniul banking, 30.000 din domeniul IT și internet, media, nu, media este separat, 1.200, și 2600 din retail. Prezență pe companii Orange, care 1200 de utilizatori în prezent, care lucrează în prezent la Facebook și 1600 care lucrează sau au lucrat în ultimii 4 ani în cadrul Orange.
Vodafone are 1400 de utilizatori, Petrom 900, RomTelecom 1000 de utilizatori. LinkedIn se află de asemenea pe o pată ascendentă. În noiembrie a înregistrat o anumită scădere, însă creșterea nu este masivă și datorită faptului că este o rețea tematică. Ca modalități de promovare, fiind principalele elemente forte, sunt faptul că este o rețea premium și aveți dintre toate rețelele sociale, aici vă aveți posibilitatea să întâlniți și mai mulți top sau middle manageri, posibilități multiple de targetare. Deci, de exemplu, puteți afișa reclame doar pentru cei care lucrează în cadrul unei companii sau pentru cei care au o experiență mai mare de 5 ani într-un anumit domeniu de activitate și posibilitatea rulărilor campanii de textaduri, la fel cu posibilități de targetare. Ca puncte slabe în ceea ce privește campaniile de banner, prezintă costuri foarte mari al acestora. Se ajunge pe la 50 de dolari costul pe mii de afișări și posibilitățile de negociere sunt destul de mici. Ei au o sumă fixă, spun că sunt premium și nu vrea să negociază, însă aveți acces la text ad-uri, unde, ca și la Google Ads sau la Facebook Ads, puteți selecta un cost per click și un cost al campaniei și la text ad-uri pe conturile de LinkedIn. Modalitățile de promovare, după cum amintream, sunt cele gratuite, anume grup branduit al companiei. Nu are sens să vă faceți un cont cu numele companiei, pentru că conturile, chiar prin sensul că pentru care există LinkedIn, sunt pentru utilizatori și nu pentru companii. Și promovarea prin intermediul angajaților ar fi o metodă la limită, să spunem. Mai nou, în cadrul LinkedIn, se pot prelua feed-uri RSS, se pot publica mesajele de pe Twitter sau prezentările din SlideShare. Feed-based sunt cele două despre care am amintit, campaniile de banner și campaniile de text ads. Cam acestea ar fi ce am avut să vă spun pentru astăzi. Dacă aveți întrebări, comentarii...